1912. Am dus locomotiva nouă, m-am gândit la ceva 8-2-8, la ceva cum ea. Nu prea cred vrei, dar dintre astea mai greu să găsesc. Acolo, pe partea asta. Depo Odej are, din fericire, încă două exponate noi, foarte frumoase, foarte interesante. Este vorba de un vagon descoperit cu pereți metalici, fabricat în anul 1920 în Italia, la uzinele Ernesto Breda, și pe care l-am terminat de restaura la începutul primăverii. Iar cel de-al doilea, pe care chiar astăzi l-am terminat, este vorba de o cisternă pe două osi, fabricată în anul 1912 în Germania. De unde le-ați adus? Vagonul cu pereți metalici l-am adus anul trecut de la remiza Teiuș împreună cu locomotiva cu cremalieră, iar cel de-al doilea vagon cisternă l-am recuperat de la depoul de locomotive Palas din Constanța. Cum a fost restaurarea lor? Restaurarea lor a fost destul de dificilă din cauza faptului că ambele se găseau într-o stare avansată de degradare, cu multe piese lipsă, iar pentru unele chiar a fost nevoie să improvizăm, să găsim soluții pentru a-l reface exact așa cum a fost în starea inițială. Cum a fost drumul? Cum e să aduceți un vagon nefuncțional tocmai din Constanța? Drumul a fost destul de dificil din cauza faptului că vagonul de cisternă a trebuit restricționat la 40 de km la oră și implicit și trenul în care a fost introdus. Călătoria a durat în jur de cam 3 zile a durat călătoria vagonului din Palas până în depoul Adej și, din fericire, fără niciun fel de evenimente, vagonul a ajuns în stare perfectă de funcționare, nu am avut probleme cu el pe drum și, la fel, acum se găsește tot așa, într-o stare foarte bună. Cum vor fi expuse? Separat sau...? Nu, cele două vagoane vor fi expuse împreună cu o locomotivă diesel cu transmisie mecanică fabricată în anul 1940 la uzinele Malaxa din București. Și totodată vom atașa încă un vagon la care lucrăm în prezent. Este vorba de un vagon poștal fabricat prin anii 1905-1910, în acea perioadă, în care intenționăm să amenajăm și un mic muzeu al depoului de locomotive Dej. Sunt interesați oamenii de muzeul locomotivelor? Vin? Vizitează? Sunt interesați foarte mult, în special cei străini. Negocier cu secția L3 pentru încă un vagon cu pereți din lemn acoperit. Și alea tot așa foarte fain cu roz. Da, lucrat. Dar nu este taxă de intrare. Nu, nu. Să iluminăm și partea asta la altă. Deci asta e. Și urmează să montăm niște. Te văd, Marto, nu e acolo?